Player din Poppy Playtime moare? Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție cu Poppy Playtime și de data aceasta este una foarte specială și totodată cred că o să fie foarte tristă, deoarece această animație, boi, se numește Player Dies și practic, nu știu, sper să fie clickbait sau ceva de genul, însă probabil este o animație în care player a murit, însă sper să nu fie chestia asta, sper să nu fie cazul, însă urmează să aflăm. Uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, boi, să nu mai pierdem timpul și haideți să vedem dacă într-adevăr player moare sau nu. Let's go! Hai să vedem dacă este titlu clickbait sau nu. Hai să vedem. Hopa, bun. Ia uitați-vă! Mama este CEO-ul cu angajatul și cu kissy-missy. Ok. Hai, CEO, nu mai fă pe interesantul că ți-am prins toate, am trecut prin toate, cum îi zice, încercările tale. Hai. Hai, am trecut de toate provocările până acum. Acum dai drumul lui Kissy Missy. O fi că a făcut asta înainte. Ce că ai fost foarte impresionabil astăzi. Dar mai am încă o capcană. Fiule, hai să vedem, asta e fiul său. Ce o să facă, boys? Poți să salvezi pe Kissy Missy, dar trebuie să treci prin aia. Player, este imposibil. Cred că o să încearcă să meargă acolo și o să moară. Dar părăsește-mă. Și că dacă trebuie să știi o chestie despre mine, este că întotdeauna am găsit o cale. Hai să vedem, boys, cum face. Deci player a zis că totdeauna găsește o cale. Hai să vedem, cum. Acum calculează el toate alea. Hai să vedem. Calculează, cică. Ok. Buia. Opa, a calculat. Și ca asta nu se pune, ai trișat. Trebuia să fie o bombă la final. Trebuie să te mai duci să mai faci o dată. Prea târziu. Aia a fost incredibil, a spus. Bomba! A explodat bomba! Trebuie să salvezi pe player. A făcut-o! A făcut-o! A câștigat! Boys! Player! No. Nu! Nu! Și asta a fost ultima chestie despre player. Mamă, boys! Sunt la mormântarea lui player. Nu cred că văd asta. Nu pot să cred că chestia asta se întâmplă. Boi, nu vine să cred, fraților. Acum câtva timp avea opțiunea să plece din Factory Gen și să fie om, dar n-a ales, a ales să stea aici cu prietenii lui. Boi, a zis că totdeauna găsește o cale. Și acum încă cred că o să fac. Uitați-vă, boi, toți sunt aici și plâng. Până și mami Longlegs, care avea ceva cu el, plânge. Boi, player. Boi, nu pare real. Brown, o să vrească despre player acum. Ia uite-l. Only jokes. So here, in honor of player, is a funeral stand-up routine. Ok, deci acum o să fac niște glume, pentru că el e bun la glume, cică. Knock, knock. Knock, knock. Cine e acolo? Not player anymore. Nu mai e player. Băi. Băi, fraților, nu vine să cred că văd chestia asta. Sper să nu fie adevărat. Nu, băi, faceți ceva, nu e adevărat. Nu e adevărat, boys. Dacă nu-l avem pe player, măcar avem grepecul. Poate asta o să ne aducă aminte de el. Boys, experiment 1006 a pus bombe în grepecul player. Mai 14 minute și detonează. Trebuie să trezim omul orei? The man of the hour? Uite pe player, boys, l-a murit! L-a murit player!
Era clar, man, că nu moare. Gata, stai aici. Ce se întâmplă? Ok, locul ăsta e destul de murdar. Salut, player. Mamă, e prototype. Nu ești mort. Nu? Cica, de ce te-aș omoră dacă aș putea să te folosesc pentru a, pentru a construi o armată plină de minioni? Nu știu exact ce zice, boys. Ce vrei să faci? Am creat o toxină specială. Mamă, boys, a creat o bombă care bănuiesc că e la... Era în mormântarea lui și zice că dacă explodează bomba aia, o să elimină ceva gaz, ceva toxină, care efectiv o să-i facă pe toți care sunt în jurul ei să fie sclavii lui ăsta, gen, să-i urmeze regulile. Doar aveam nevoie de un eveniment ca să-l, doamne, să-i dau de capăt, mamă, boys, nu cred, i-a adunat pe toți acolo, a fost o farsă, nu vine să cred. Un event la fel ca chestia asta. Ca în mormântarea ta, boys, a fost o farsă. Aia e în mormântarea mea, întreabă și el. Da. Și că se bucură că sunt toți acolo, da. Dar toți o să fie intoxicați. În 15 minute, gen. Adică aia nu e o bombă care să-i omoare, e o bombă care să-i influențeze, într-un fel. Hai să vedem. Mamă, s-a scaldat în față greșeală. A fost scuza perfectă ca să vină toți la același loc. Băi, ce-a gândit-o! Mamă, frate, ăsta a făcut tot, era în spatele gunoiului, a pus bomba, l-a scos din gunoi, a pus o bombă pe grepe cu ăla. Mamă, ce plan bun! O bombă? A zis și că dacă mă scuzi, trebuie să mă duc să dau primele ordine la zombii mei. Holy shit, boys. No, mai sunt 10 minute. 10 minute, boys. Mamă, și Banzo e acolo. Banzo nou. Mamă, boy, și gen, Banzo are un poem de 20 de minute, nu mai au ce să facă, trebuie să stea acolo 20 de minute. Hai, ai prins ventul, du-te. Dar n-are grepec. Ce muzica aia? Sună ca o petrecere? Boys! Asta face o petrecere că l-au murit pe player. Alright. Woohoo, bravo. De ce nu dansezi? În sfârșit l-am dizut pe player. Este o petrecere. Hei, mă puteți auzi? Mamă, i-a stricat petrecerea. E player. Player? A trebuit să fii mort. Da, e o poveste foarte amuzată despre chestia asta. No. Ci că player este o fantomă. Mi-e frică de fantome. Frățiorul, efectiv conduce o fabrică de jucării mortale și ți-e frică de fantome? Sir, don't you spend every day working in a factory filled with frightening monsters? Băi, boys, mă jur că nu m-am uitat înainte. Băi, băiatul ăsta a zis fix aceeași chestie, de-am zis-o și eu, că domnule, cum vă e frică de fantome dacă conduceți o fabrică plină de jucării mortale? Monsters, not ghosts. Ci că da, monștri, nu fantome. Sunt foarte diferiți. The CEO is afraid of ghosts. The CEO e frică de fantome, mamă, o să facă pe fantoma. Poate pot să folosesc asta. Sunt o fantomă. Sărăcuț, o să facă fel de frică. Cât de tare. Te-ai dus. Cică, mie sunt nervos că m-ai omorât. Acum o să, cum îi zice, o să te bântui toată viața. Ce face, boys? Wait. Ce să facă? Sir, quiet, you imbecile. I've got a poltergeist to vanquish. Player. Vrea să vadă dacă e ceva acolo, dar player a ieșit. Player. Skin so yellow. You were a real nice fellow.
Asta face o poezie. Avem un player! Let's go! Let's go! Player, cum e posibil? Acum explică tot. Explică tot, efectiv. Doamne, cât de tare! Cât de tare, boys! Explică absolut tot. Este o parte foarte importantă. Nu sunt mort. Asta e o bombă. Mamă, mai are un minut, mai are un minut. Face ceva, face ceva. Hai, dă-i, dă-i. Mamă, mamă, boys, uitați-vă, experiment. Trebuie să faci ceva. Mamă, ci că a fost asta și asta a fost un plan. Să-l pune și pe el acolo. Bă, dar ăla e prea inteligent. Trebuie să se dea player de cap cumva. Player trebuie să facă ceva. Nu vă panicați. Întotdeauna găsesc o cale. Se gândește, se gândește, se gândește. Gândește-te. Ventul. Bran, dă-mă în vent. Și că player, dar noi sunt prea mulți. Dar el nu vrea să meargă acolo. El vrea să anunce bomba acolo, fraților. Fă-o. Ok. It's me, the ghost of player, back again. I thought I killed you. Mamă, mamă, boys. Iar a zis, ole, sunt eu, patoma lui player. Credeam că te-am omorât. With pleasure. Sir, I'm not so sure about it. You heard the ghost. A zis că, cică, dacă vrei să dispar, trebuie să explodezi capela fabricii. Și a zis da. Cică, nu e idee bună. Ce a făcut? Let's go, boys. Hai, da, mă. Ia uitați-vă. Buia. Și a dus-o acolo. Mamă, ce i-a făcut? Ce i-a făcut, boys? Ai făcut-o, player. Ne-ai salvat. Ți-am zis, întotdeauna găsesc o cale. Și aici s-a terminat, fraților. Ei bine, băi și fete, asta a fost, din fericire, titlul a fost clickbait. Efectiv, ce mă bucur că player nu a murit. Să fie totul bine, fraților. Și ne vom revedea curând la reacția noi cu Poppy Playtime. Scrieți la comentarii dacă v-ați așteptat să fie în viață. Recunoașteți, și eu m-am așteptat. V-am pa pe toți, pa, pa.